Bună ziua la o nouă ediție a emisiunii Vestare de Presă. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ca de obicei, avem și astăzi un invitat special și mai special decât invitații de până acum. Și asta o spun din motive personale, nu pentru că invitații de până acum n-ar fi fost la același nivel calitativ. Un alt jurnalist care a lăsat semne adânci și durabile pe acolo pe unde a trecut. Și de ce este special? Pentru că am început presa în urmă cu puțini ani împreună. Sărumâna, Carmen Avram! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Mă gândeam, acum făceam un calcul. Dar cred că fix în perioada asta. Da. M-am angajat la evenimentul zilei, acum deci puțini ani. Și în urmă cu 2-3 ani. Al altăieri, practic. Doar că aveam sediu în altă parte și am construit împreună ceea ce e presa de astăzi. Da. Și s-au pus bazele presei de astăzi cu o echipă formidabilă atunci. Era și Adevărul foarte bun și evenimentul zilei foarte bun. Erau multe ziare. Și România Liberă și multe ziare zdravene. Mai ești supărată pe mine sau nici deloc. Nu ai fost? N-am fost niciodată. Pentru că eu am fost foarte supărat pe tine atunci când ai abandonat cea mai bună emisiune de televiziune pe care eu am văzut-o în 30 de ani de televiziune. Chiar m-am supărat și te-am criticat de 2-3 ori chiar în calitate de invitat la postul de televiziune unde tu ai lucrat, Antena 3, și ai spus, cum? Cum adică? Cum? Eu am crezut-o pe jurnalista asta. Mă uitam la emisiune și o credeam. Mai pot eu să o mai cred din moment ce a... Dar probabil știi, până când m-a oprit soțul tău, domnul Adrian Ursu. Tu ești soția lui Adrian Ursu sau nu știu, sau Adrian Ursu este soțul tău? Hai, nu știu. Mai bine așa. Nu știu cum, da. El e soțul meu. Da. Și mi-a zis, băi, nu mai putea, băi, mie, n-a trădat nimic. Dar în fine, acum vorbesc eu în loc să vorbești tu. Deci nu mai ești supărată. Nu, deloc. Și oricum critica, suntem prieteni, se acceptă. De ce ai... Cum ai... O iubeai, clar că iubeai emisiunea aia. De ce ai lăsat-o? Am iubit-o foarte mult și cred că a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut ca jurnalist și cel mai bun loc în care am fost ca jurnalist. ProTV a fost de asemenea un loc extraordinar care a pus însă bazele, dar emisiunea în premieră de la Antena 3 a fost cea în care am putut să arăt tot ce am învățat la ProTV, care a fost o școală foarte bună, plus să cunosc niște oameni care au adus și ei experiența lor și să construim acolo o echipă extraordinară și să iasă ce a ieșit. Și am fost foarte mândră. Că a ieșit o chestie ieșită din comun. Da. Nu știu alte televiziuni, că nu mă uit la postul de televiziune din America de Sud sau rar când mă uit la un post de televiziune străin. Era un reportaj literar de televiziune, avea accente literare, clar, fără discuție, dar și cu dezvăluiri specifice jurnalismului investigativ, ăla adevărat pur sânge. Da. Ai reușit o combinație unică. A fost o coincidență fericită că ne-am întâlnit acolo, oameni care știau totul despre imagine, da. Oameni care erau pasionați de sunet, da. Oameni care erau curioși și erau avizi să plece pe teren și să afle povești, oameni care iubesc scrisul, cum sunt eu, de exemplu, și ne-am adunat cu toții, cu foarte multă pasiune, ne-am aruncat în povestea asta și întotdeauna am zis că noi am fost echipa ultimei șanse, pentru că erau oameni care, înainte să vin eu, vreau să plece, să renunțe la presă definitiv și au mai dat o șansă presei prin acest proiect. Și atunci toată pasiunea lor s-a aruncat în asta. Am avut foarte, foarte mult noroc că i-am întâlnit pe oamenii pe care i-am întâlnit. Astăzi nici n-aș ști de unde să încep să mai fac o echipă, pentru că presa s-a schimbat foarte mult în ultimii 10 ani. Sunt școli diferite de presă și nu știu dacă reportajul ăsta, cred că cei de la Recorder, cred că îi cheamă Mai Fac, ceva similar, mai faceți voi în presa scrisă și treceți acum pe video, dar amploarea marelui reportaj începe să scadă.
Și cred că a fost unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le-am primit atunci. Mi-a scris Lelia Munteanu, altă jurnalistă de mare clasă, că te felicit că ați reinventat reportajul. Și domnul Mircea Diaconu, care ne-a spus odată, voi acolo faceți film. Da. Și mi-a crescut inima. Da. Dar vine un moment în care e bine să abandonezi atunci când știi că nu mai poți să faci ce făceai. Deci erai obosită. Ne-a obosit foarte tare pe toți emisiunea asta, pentru că se face cu sacrificii foarte, foarte mari. Și se face cu bani foarte mulți. Banii foarte mulți erau greu de primit. Chiar și înainte de 2016-2017, pentru că erau televiziuni mai mari care primeau mai mulți bani, evident, din publicitate. La noi era mai complicat și trebuia să te zbați în continuu. Din fericire, pentru câțiva ani am avut această sponsorizare de la Petrom, care ne-a ținut pe picioare și care ne-a permis să facem. După aceea, în 2017, au început turbulențele, de fapt, din România. A început campania asta împotriva Antenei 3, printre altele, și a fost din ce în ce mai complicat să obținem publicitate. Deci, mi-amintesc că au fost luni, în 2017, primăvară, în special, în care la lansarea sezonului am avut nevoie de câteva săptămâni în care să punem pe post documentare care aveau 55 de minute lungime, ceea ce este enorm. Un reportaj avea de regulă 46 de minute. Dintr-o dată trebuia să creștem cu aproape 10 minute un reportaj. Uneori nici n-avea ce să spui în 55 de minute. Da, da. Și pentru că nu aveam publicitate și trebuia să acoperim spațiu până la fix. Pe de o parte. Pe de altă parte, au fost oameni din echipă care au obosit și au plecat sau și-au găsit joburi mai bune, care le permitea să crească foarte mult și care au plecat. A intervenit atmosfera din țară, care pe mine m-a apăsat groaznic, pentru că eu sunt un om care, din păcate pentru mine, funcționez în funcție de mediu. Dacă mediul nu e bun în jurul meu, creativitatea mea se duce... Se face rău, vede. Și se vede pe mine că nu e bine și se vede și în creativitate, pentru că ai o tensiune permanentă. 2017 a fost un an foarte rău pentru noi, pentru mine în special, pentru că mă uitam la ce se întâmplă în România și vedeam că se construiește o situație și un context care nu va fi favorabil țării. Adică ai avut un an și ceva de turbulențe în continuu, de ură răspândită și de ură îndreptată împotriva unei singure tabere. Acum, ca să fie foarte clar, eu n-am fost în tabăra aceea. Și la mine, în familie, mai ales dinspre partea mamei, toată lumea aștepta să se întoarcă regele. Noi am fost întotdeauna votanți liberali, țărăniști în primii ani și nu aveam nimica cu stânga, decât faptul că era de stânga și asociam stânga cu ceea ce trăiserăm noi pe vremuri. Dar așa, ca ideologie și ca prezența stângii, nu aveam nicio problemă. Doar că învățasem din familie că noi votăm cu dreapta. Ce s-a întâmplat în 2017 însă m-a absorbit și m-a dus înapoi în timp, într-o perioadă în care era foarte multă ură în anumite structuri, îndreptată împotriva anumitor categorii de oameni, uneori chiar împotriva studenților. Sigur. Și am simțit pe pielea mea în anii 80, spre sfârșitul anilor 80, când au fost și revoltele de la Iași și când am văzut toată ura aia și milițienii care trăgeau, a fost un protest și care au ieșit milițienii și dădeau cu în noi și ne înjurau și ne luau de după gule și ne trânteau pe jos și mă gândeam, dar de ce? Că noi suntem ăștia care construim țara. Cum să fii cu atâta ură împotriva unei categorii sociale, întreagă categorie socială? Adică nu împotriva individului. Da. Ai făcut ceva rău, da, te-am luat. Împotriva unei întregi categorii. Raft. Întreg, da. După aceea știam un pic de istorie, nu neapărat pasionată de istorie, dar am trăit-o
Și îmi amintesc că îi întrebam pe părinții mei la un moment dat, când am început să cresc și să înțeleg că trăiesc într-o țară care e specială, mai ales că în oraș la mine erau, orașul era jumătate din, format din nemți, și nemții, colegii mei de clasă, plecau în Occident în fiecare an, îi vedeam cum dispar din clasă, plecau în Germania cu reîntregirea familiei. Și după aceea se întorceau după un an, doi, și ne povesteau cum e în Germania. Și aveam termenul ăsta de comparație. Da. Și înțelegeam că ceva se întâmplă. Și știu că i-am întrebat pe părinții mei odată, cum ați permis să se ajungă aici? Vai de mine, băi cum? Și n-au știut să-mi răspundă. Păi după aceea am crescut. Săracii de ei, ce să facă? Acum înțeleg. Da. Acum înțeleg. Pentru că au răspândit o ură. Ce puteau să... Da. Atunci, când s-au creat sistemul ăla, da. S-au născut generații și au trăit generații cu ura asta împotriva tot ce este diferit, împotriva tot ce este cultivat, împotriva tot ce este intelectual, cu caracter, cu principii ferme. Exact. Crescând așa, ai rezistat și ai încurajat abuzurile, considerându-l pe ăla un dușman. Mama și tata te-ar fi lămurit rapid, săracii poate că n-au știut, dacă te-ar fi trimis să iei scânteia anilor 50 și să citești articolele lui Brucan. Era o moarte intelectualilor. Scurt. Sau ar fi trebuit să-ți povestească, dar tu n-ai știut? N-ai știut că nu era un... unde ai crescut, nu era un mediu rural foarte expus la ceea ce o să spun acum, dar în zona de sud, de unde sunt obârșile mele, păi dacă avea o țărancă o mașină de cusut, mașina de cusut era considerată mijloc de producție, iar ea era considerată, nu știu, exploatator. Adică faptul că pune niște petice în fund, pantaloni sau mai... sau nu știu ce cârpăcel făcea, că doar nu venea lumea să-și comande la țară costume de haine și rochii de seară. Copiii, tinerii, dar probabil că asta se întâmpla și în zona de unde ești tu, în Maramureș, pe acolo lumea însă era mai verzuie așa la minte. Copiii erau dați afară din școli pentru... Da, mama mea. Mama a fost dată afară din școală. Da. Pentru niște chestii dintre astea incredibile, pentru un pogon în plus, pentru faptul că nu a inventat Marin Preda în cel mai bine dintre pământeni. Într-adevăr, a existat o fetiță, o domnișoară în familia lui, care a fost dată afară din școală pentru că s-a dus cu ciorapii ungurești la școală. Și pentru cosmopolitism. Fratele mamei mele, la 14 ani, săpa șanțuri și inclusiv iarna și îmi povestea cum avea pucii rupți în picioare și săpa în pământ înghețat ca să poată, să poată face bani pentru ca bunica să poată crește copiii și să-i țină la școală. Pentru că avuseseră o moară și niște pământ. Și au fost considerați, cum ai spus, exploatatori. Și exploatatori, deși munceau de dimineață până noapte. Da. Dar acum oamenii poate nu înțeleg exact. Nu, adică ce vreau să spun este că urăsc extremismul. Da. Urăsc extremele. Nu poți să pui sub aceeași umbrelă o categorie întreagă. Nu poți să pui sub aceeași umbrelă un partid care are sute de mii de membri și niște milioane de simpatizanți. Ba da, când vrei să subjugi o țară, ba da, asta faci. Da, deci înțeleg. Sunt oameni care au greșit foarte bine. Există un sistem de justiție care trebuie să funcționeze corect și să-l ia pe individul care a greșit și să-l extragă din societate și să-l ducă acolo unde trebuie pentru ca societatea să poată să rămână sănătoasă. Dar indivizii care greșesc nu sunt numai aici. Nu. Ei sunt peste tot. Sunt egal distribuiți. Și această campanie împotriva unui partid din România... Da, pentru mine nu conta care e partidul. Da, noi am vorbit înainte de emisiune. S-a întâmplat o chestie la care, ciudată, dar pe undeva de înțeles, nu de aprobat, dar de înțeles. La un moment dat, voi, Antena 3, v-ați luptat singuri. Da. Nu a mai existat nimeni. Da. Nu a mai existat absolut nimeni. Eu am fost absolut uluit de cum rămâneți în picioare și cum rămâneți grupați și de cum nu v-ați dus, Doamne iartă-mă să nu zic dracu, care unde vedeți cu ochii.
Cred că era, vezi, acum când vorbești, îmi dau seama că așa era între oamenii obișnuiți în vremea comunismului. Da, făceau front comun, da, sigur că da, ca să poată rezista. Eu știu, la un moment dat, unul din colegii tăi m-a rugat mult, te rog, nu povesti prin ce am trecut, că aude maica mea și cu nevastă mea și iar le deștept, și tu știi despre cine vorbesc, m-a rugat să tac din gură, să nu spun prin ce teroare a trecut ca să părăsească barca. Ce presiune au făcut din partea, nu știu, Coldea, Chiuve și Băsescu, să fie foarte limpede din ce zonă veneau presiunile. Dom'le, și ați rezistat. Acum, ce se întâmplă? Că oamenii poate nu înțeleg ce s-a întâmplat cu anul ăsta, 2017. Cu mare entuziasm, o mare parte din români au votat PSD-ul și pe Dragnea pentru faptul că Dragnea promitea în campania electorală, și nu numai el, dar el era șeful partidului, că va pune la punct sistemul ăsta de justiție. Că va da legile justiției și că se va termina cu Gestapo-ul. Noi vedem acum hotărâri judecătorești de achitare, de scoatere, de care ne arată foarte clar ce s-a întâmplat cu justiția. Și că a fost folosită ca un Gestapo, ca o direcție așa, ca o poliție legionară, ca o poliție paralelă, ca o justiție paralelă. Oamenii simțeau lucrul ăsta, că nu trebuie să fii doctor în drept. Deci dacă ești doctor în drept, pricepi în detaliu. Dacă nu ești, ai bun simț, simți. Oamenii știau. E, în momentul în care au văzut că Dragnea, de fapt, tăia porci cu Coldea și că o mângâia pe Gips, pe Chioveș, și că nu are niciun gând decât să-și negocieze soarta lui și combinațiile lui, oamenii au devenit furioși, precum bărbatul, glumeam cu tine înainte de emisiune, precum bărbatul când își prinde amanta că îl înșeală. Oamenii au devenit furioși și atunci pe cine s-au revărsat? Și-au revărsat furia pe cei care se luptau cu Gestapo-ul. Nu? S-a făcut cumva un fel de suprapunere în mintea lor. Dar nu ești primul om din acea zonă de media care îmi spune că nu că pur și simplu nu s-a speriat, că a intrat într-un soi de depresie când a văzut reacția asta a publicului, pentru că orice s-ar spune, voi ați rezistat enorm de mult. Deci ăsta este motivul tău pentru care te-ai refugiat. Te-ai refugiat, ai candidat, da, am la, în Parlamentul European și ești deputat european. Întâi și întâi european. Mi s-a schimbat opțiunea electorală în anii aceia. Da, mie mi s-a schimbat opțiunea electorală. Doi, am știut că trebuie să fac din ceva. Din votant liberal, da, te-ai înscris în PSD. Da, da. Din convingere. Da. Știu, ai spus, ai și spus asta. Da. Pentru că mi s-a părut nedrept ce se întâmplă unui partid într-o țară în care obligatoriu trebuie să fie multipartitism, pentru că asta e democrația. Și atunci m-am gândit, pot să fac ceva, poate, din poziția asta, pentru a salva puțin din țara asta, că cât se poate salva, să rămână la sistemul democratic. Da. Pentru că altfel vom fi în genunchi cu toții. Și am ieșit din presă, am simțit că e momentul să ies din presă, pentru că, pe de o parte, au fost acei doi ani, 2017-2018, care m-au înspăimântat prin arătându-mi un viitor posibil pe care eu nu puteam să-l accept sub nicio formă, că veneam deja dintr-un trecut recent în care am trăit în chinuri și în sărăcie și în spaimă. Deci tu ai văzut două accente, cred. Accentul legionar, perioada când legionarii veneau la putere, da, au fost, și accentul bolșevic anii 50. Au fost accente pe locuri, da. Au fost, da. Și oamenii, adică eu sunt convinsă că foarte mulți oameni atunci n-au înțeles ce se întâmplă și au fost, aveau nevoie, pentru că țara nu ajunsese la potențialul ei și simțeau că țara poate merge mai departe. Aveau nedreptăți acumulate, aveau frustrări acumulate și când li s-a arătat o față, au zis, a, deci din cauza ăstuia nu merge mie bine. Da. Adică nu li s-a spus, atențiune, începem o campanie ca să însănătoșim țara și începem să ne uităm peste tot. Dar nu vrea de la nivel mic la nivel mare. N-a urmărit nimeni nicio secundă așa ceva. Hitler le-a arătat nemților evreu.
uite de ce am pierdut războiul, uite de ce nu avem mâncare, uite de ce nu avem. Bolșevicii i-au arătat mujicului ce i-au arătat aristocratul, nu aristocratul. În prima fază, da. În prima fază, zic, armata albă, ofițerimea albă, etc., etc., etc. Ai noștri, comuniștii, bolșevicii anilor 50, pe cine i-au arătat? Pe Chiabur, adică ce? Țăranul muncitor. Pe micul meseriaș, patron cu ceafa groasă și cu ghiuluri de aur și cu prezentaul. Și atunci nu a avut nicio problemă. Traian Băsescu, ce ne-a spus? Păi ne-a spus, nu, a apărut la televizor și ne-a zis 30, clasa politică e zero. Parcă el venea din lună. Că e zero, trebuie de 3.000 de dosare are DNA-ul. Știa, ne-a anunțat. Ne-am 3.000 de dosare are, mi-aduc aminte și acum. Și atunci opinia publică, ce faci cu chestiile astea? O pregătești în vederea unor repurări. Asta s-a întâmplat și la noi. Da, e foarte grav. Epurare. E foarte grav. Pe lângă asta a fost, este acest continuu, atac continuu la un partid care este constituit legal, care este un foarte mare, care, și care cu siguranță are problemele lui, dar și care e un partid de stâng într-o țară săracă. Da. Și ce da. Faci prin asta? Scazi respectul populației pentru clasa politică. Sigur. În totalul ei. Se umblă în continuu la Parlament spunându-se că trăiește din banii românului și sunt niște îmbuibați și niște nenorociți, ignorând niște, faptul da, că acolo da. Se fac niște legi, da. Multe dintre ele bune, sigur că da. Se atacă Curtea Constituțională. Fără legi, fără de care nu se poate, adică... Da, într-o democrație. Da. E obligatoriu să ai da. Aceste instituții. Da, sigur, pentru că dacă da. Nu le ai, să presupunem că se... Dintr-o decizie e anulat Parlamentul, nu mai ai Parlament. Cine decide? Decide un om sau o mână de oameni. E mai bine să decidă un om sau o mână de oameni decât niște sute de oameni care sunt aleși, așa cum sunt ei aleși, cum au fost aleși. Poate să mai, ne mai ducem și noi spre modelul occidental și ne alegem mai, în condiții mai bune, dar oamenii ăștia, niște sute de oameni, cu mințile puse împreună și de facturi diferite, ideologic vorbind, sunt mult mai buni în a decide un viitor pentru țară decât atunci când îi dai puterea unui singur om sau unui singur partid într-un stat. Asta este definiția dictaturii. Sigur că da. România trebuie să aibă partide, multe. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Nu toate în Parlament, dar... Opinia fiecărui român trebuie reprezentată într-un partid. Avem o discuție cu cineva, din fericire l-am lămurit, despre numărul de parlamentari, care spunea, pusese botul, cum zicem noi în presă, parlament unicameral cu 300 de parlamentari. Și am spus, zic, unui serviciu de informații, ce crezi că este mai greu să dea la blat? O cameră cu 300 de oameni sau două camere cu 600 de oameni în total? Și tot zice, nu m-am gândit la chestia. Păi gândește-te, băi, băiatule. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să fie 30.000. Nu asta spun. Dar e chiar așa de greu de înțeles că ăla care vrea o singură cameră și parlamentar foarte puțin vrea să ușureze acapararea unor pârghii de putere da. În stat? Aici e o problemă și de aia nu există, probabil că nici nu a fost încurajată o cultură politică în România. Pentru că omul trebuie să fie foarte atent. Nu poți să urăști un partid în ansamblul lui. Nu poți să blamezi un partid în ansamblul lui. Și întotdeauna trebuie să te întrebi ca un jurnalist amator ce e în spatele chestiei astea? Da, cui îi folosește asta? Sigur că da. Dacă elimini un partid, ce rămân pe piață? Două partide, unul mare și unul mic. Carmen, tu știi bine și ca jurnalist o grămadă de ani pe externe și ca parlamentar european și în general ca om foarte umblat și care înțelege multe, care vorbește limbi străine. Acum ești la Bruxelles. Bruxelles a contribuit din plin la mizeria asta. De ce? Ce vor? Ce au urmărit? La Bruxelles n-au ajuns niciodată informațiile din partea cealaltă. Și din păcate, inclusiv presa de la Bruxelles au avut legături doar cu cei care aveau tot interesul să distrugă
un partid. Păi și de ce au avut legături doar într-o parte? Aici te contrazic un picuț, că n-au avut glas și cei din partea altă. Nu cred că... Sistemul de comunicare e foarte greu să-l stăpânești. Dacă nu te ocupi de asta și n-ai niște oameni care sunt școliți în direcția asta sau echipe de strategi care să fie foarte serioase în ceea ce fac, e foarte complicat să-ți duci propriul mesaj undeva. În plus, și ce e esențial, trebuie ca mesajul tău să fie primul acolo. Pentru că dacă tu vii al doilea, din secunda în care vii al doilea ca să dezminți, ești cu spatele la zid, ești în defensivă. E adevărat, și, trebuie să te aperi. Și cumva, în firea noastră, să ne uităm la cel care se dezvinovățește ca la un om potențial vinovat, spre deosebire de primul care atacă, te gândești că ăla atacă pentru că așa e în firea lui să facă dreptate. Mai mult decât atât. Au extras-o pe Laura Codruța Kövesi. Și dacă ar fi extras-o într-un post așa de un ambasador, nu mai înțelegei. Nu. Au promovat-o. Nu puteau să o promoveze decât ca să facă și pe acolo aceleași nenorociri ca și pe aici. Ceea ce pe mine mă scoate un pic din logica pe care mi-o propui tu. Dom'le, n-au știut, ei au zis primii, ei alții nu s-aude. Nu, din moment ce i-au spus vină încoace la un super DNA, înseamnă că au știut exact ce au făcut aici, ce a făcut ea aici și au nevoie de ea și acolo. Pe tine te-a întrebat cineva ceva vreodată despre Laura Codruța Kövesi la Bruxelles? Nu. De ce? Ți-ai pus întrebarea asta? De ce? Pentru că lucrurile erau clare. Veneai după 20-30 de ani de presă. Erai cel mai potrivit. Eu să fi fost președintele Parlamentului European. Care e jurnalist fost. Te-aș fi chemat pe tine. Măi, Carmen, stai jos, bei o cafea. Da. O cafea mea. Ia zi-mă, ce-i cu cucoana asta? Cum să nu te întrebi? Erai omul cel mai potrivit. Și cel mai la îndemână. Da. Oamenii nu înțeleg... Nu înțeleg când le spui, pentru că ei gândesc prin fiecare judecă prin prisma lui. Și un occidental, când află că au fost derapaje într-o țară a Uniunii Europene, te pune sub semnul întrebării pe tine ca povestitor, pentru că într-o țară a Uniunii Europene există structuri foarte clare, foarte serioase, foarte solide, care se controlează una pe cealaltă și au grijă ca aceste derapaje să nu existe. Ori la noi s-a creat această situație în care au existat indivizi în diverse instituții care au permis derapaje la toate nivelurile, inclusiv la acela care ar fi trebuit să-l verifice pe celălalt. Și e foarte greu să le explici unor oameni din Austria sau din Germania sau din Franța că e posibil într-o țară să fie controlate sau să existe indivizi în instituții care permit derapaje, pentru că la ei derapajele nu sunt permise, punct. Și de câte ori m-am mai stat cu colegi de-i mei din țările de Est, de exemplu, sau din țările occidentale și am vorbit despre situația din România, întotdeauna am văzut în privirea lor un soi de neîncredere. Pentru că, pur și simplu, ei nu pot concepe că așa ceva se poate întâmpla într-o țară a Uniunii Europene. Măi, Carmen, ne lovim de aceeași tâmpenie de care ne-am lovit și în anii 70-80, când floarea intelectualității occidentale îl admira pe Stalin și admirau comunismul și admirau și pe Ceaușescu și pe și când intelectualitatea pariziană, să mă leg de exemplu ăsta, admirau comunismul. Și când, până să apară Goma mai puțin săracul, până să apară Solzhenitsyn, nu puteai să spui, nu erau pregătiți să audă nimic rău despre comunism. E același lucru, ce-i cu ăștia? Observ că în ultima vreme la Hollywood nu se mai produc blockbustere decât despre supereroi. Da. Și că merg foarte bine. Da. Sparg totul la box office. Da, lumea vrea fantasy. Nu vor supereroi. Sau supereroi. Nici nu știi ce. Mai am și eu timp, o oră, două, așa că toate și dau, zic, ia mă, ce filme bune au mai apărut. Și dau top filme 2019. Și îmi dă cretinism, dar cu ăștia care se urcă pe blocuri, care zboară, care... Eu cred că lumea este pur și simplu, mai ales în ultima vreme,
Da, este au apărut generații noi și trecutul comunist, de exemplu, trecutul cu abuzuri e foarte departe de ei. Cum erau foarte departe de mine războiul care se încheiase sau perioada stalinistă și nu le ascultam povești decât pe jumătate. Au venit aceste generații care consideră că istoria recentă nu-i mai privește în niciun fel. În schimb, ce simt ele? Simt nedreptatea, că uite, avem această țară absolut spectaculoasă care nu reușește să ajungă la potențialul ei și e furios sau care are frustrări personale și dă vina pe oricine altcineva. Da, și au nevoie să-și creeze supereroi, au nevoie să creadă în supereroi și cred că asta e în firea noastră să ne uităm de la Dumnezeu și până la oameni pe care îi considerăm providențiali, întotdeauna căutăm pe cineva care să ne salveze din momentul în care suntem. Și cred că s-au creat și la Stalin și la comunismul din România, a fost foarte ușor să creezi supereroi într-o situație istorică, într-un context istoric care era plin de nedreptate, de sărăcie, de speranțe îngenunchiate, de oameni disperați și aveai nevoie să crezi în ceva. Și cred că Occidentul e exact la fel. S-a uitat inițial spre Ceaușescu și au zis, uite-l mă pe ăsta micu, cum stă el în calea Armatei Roșii și se ridică împotriva Uniunii Sovietice pentru ceea ce au făcut la Praga, în Cehia. Da. Și l-au făcut supererou, pentru că au avut nevoie să creadă în el. Foarte și pentru că au existat și interese majore. Foarte interesant mod de a vedea și de a înțelege. Și astăzi suntem exact în aceeași. Suntem într-un faliment al clasei politice. Suntem într-un faliment. Citeam într-o carte recent. La început, au existat secolul trecut, au început cu sisteme liberale, cu sisteme totalitare, cu liberali, democrați și după aceea naziști. Mai târziu au rămas doar liberalii și comuniștii. După Revoluția din 89 au rămas doar liberalii, liberalismul. Și explicația era că liberalismul în momentul ăsta este într-o pierdere accentuată de popularitate din cauza globalizării, care a deschis relația omului obișnuit cu Donald Trump, de exemplu. Intri pe Instagram și îl înjuri pe Donald Trump, pe președintele Americii și începe să-ți cadă, pe de-o parte, respectul pe care ți-l amintești cum era pe vremuri, totuși respectul față de autoritate, față de președinte, dispare misterul față, ăla. Da, dispare misterul. Pe de o parte, da. Și pe de altă parte, simți că poți să-ți faci dreptate mai bine pentru că îl înjuri pe ăla, primești milioane de like-uri pentru că l-ai înjurat ești pe președinte, validat, ești validat ceva. Și ai senzația că poți să faci ordine, dar această ordine nu e ordine, e de fapt haos, pentru că asta înseamnă vendetă personală sau de grupuri mici și dacă ne uităm pe în lume ce se întâmplă, au apărut tot felul de formațiuni. Acum, în weekend, am înțeles, în America, zeci de proteste ale unei grupări, ca un cult, care are ceva în legătură cu Satana, care îl consideră pe Hollywood-ul partener al Satanei și pe Donald Trump sau pe democrați sau pe oricine, mă rog. Și au aceste proteste ale acestor oameni care au avut pe Facebook 200.000 de like-uri și simpatizanți și pe care Facebook-ul a trebuit să-l închidă pentru că erau extrem de violent, dar e o grupare care crește permanent de oameni care își caută dreptatea în felul lor, în același fel în care își caută dreptatea, nu știu, Anonymous sau alte grupări care apar tot mai mult, tot mai des. Sigur, astea pentru... sunt grozave de la un moment dat, după ce tot îți cauți dreptatea și îți cauți dreptatea și îți cauți dreptatea la modul ăsta, așa, la un moment dat trebuie să-ți cauți și un job. Ăla nu e un moment de... E un moment de trezire. Vrei să spun că eu, în 90, jurnalist la Zigzag, eram un proto-teferist? Păi eram în piața universității cu Golani. Îi mulțumesc și acum lui Cristoiu că nu m-a dat afară. Că... Eu trebuie să fiu dat afară. Eu trebuia să mă întrebe, bă, tu ce ești? Ești Golan în piața universității sau ești jurnalist? Care trebuie să fie obiectiv și imparțial. Ce ești tu de fapt? M-a lăsat în pace. Râdea de mine. Deci lasă, că trebuie să-ți pierzi și tu inocența. Eu cred că și ăștia, Carmen, fac pojar. Au luat prima blenoragie, iartă-mă.
Asta se întâmplă cu ei, că toate sunt foarte frumoase până când trebuie să duci la magazin, să iei niște pâine, lapte, carne, copilul, nu mai când apare un copil, dar revedere, s-a terminat. Cred că s-a schimbat relațiile. Știi că Europa este, în momentul ăsta, 40% este pentru prima dată în istorie, când 40% dintre tinerii Europei locuiesc încă acasă cu părinții la în jurul vârstei de 30 de ani. Când ți amintești când eram noi mici, abia așteptam să o... Asta nu e rău, poate în felul ăsta revalorizează familia. Da, asta e foarte bine. Poate pe de altă parte însă, situația financiară e asigurată. Și atunci are mai mult timp să gândească pentru el, are mai mult timp să reacționeze, are mai mult timp să iasă în stradă, să construiască o mișcare de un gen sau de altul. Ceea ce într-adevăr e bine, dar în același timp e bine să citești, să vezi istoria, să compari, și pentru că altfel se produc greșeli și se pot produce monstruozități. Da, e foarte bine să citești, dar nu, lumea nu mai citește. E tentant așa să zăbovesc cu tine mai mult în zona asta, dar totuși vreau să te mai întreb și altele. Vorbim despre cum te-ai lăsat de presă și cum ai ieșit din presă, dar cum te-ai apucat? La începutul anilor 90, terminase și o facultate, erai inginer. Construcții, da. Căi ferate, drumuri și poduri. Și am venit la București în 92 și mi-am găsit un post la Express Magazin de corector, care avea sediu în Calea Victoriei 135. Nu, corectorii erau la evenimentul zilei, în aceeași clădire, doar pe un alt hol. Și într-o zi, când eram la corectură acolo, a bătut cineva la ușă, a băgat capul pe ușă, era Horia Barna. Dragul de el. Da. Și a întrebat, știe cineva germană? Și eu am ridicat mâna că da, m-am dus, am tradus, murise fotbalistul Michael Klein pe teren. Am ascultat toată ziua la televizor ce spuneau, traduceam și au făcut știrile pentru prima pagină la evenimentul zilei și după aceea m-am dus acasă și aveam așa niște fluturi în stomac și nu înțelegeam ce mi se întâmplă și n-am înțeles vreo două zile și vreo două nopți nedormite. Nu te îndrăgostisești de niciun băiat. Nu. Mi-am dat seama că vreau să fiu și eu acolo cu toți oamenii care scriu știri. Și m-am dus la Horia Barna și am zis să-mi dea o șansă și a fost atât de bun și de drăguț și a zis, da, hai să vedem ce poți. Și am stat în probe la externe câteva săptămâni și după aceea m-au angajat. Problema asta cu probele, aceeași perioadă mai mult mai lungă, 6 luni aproape, am avut-o la ProTV, unde am plecat de la evenimentul zilei în 96, la început, la o lună după ce se lansase ProTV-ul. Și m-au ținut în probă acolo aproape 6 luni. Deci fără salariu. Așa o pasiune aveam cu toții atunci de a face presă, încât erai în stare să-ți plătești singur tot și numai să poți să stai și să înveți acolo. Pentru că noi aveam, uite, și tu și toate gen, nu știu dacă te-ai gândit vreodată, toți cei care ne-am apucat de presă atunci, veneam din meserii, eram ceva. Da. Veneam din niște meserii în care ajunsesem cu eforturi. Și ți era drag pentru că puteai să vezi ce nu se înțelege astăzi. Pentru că veneai dintr-o perioadă, era foarte aproape, în care presa se făcea cu subînțelesuri, în care ieșeai la tipărit după cenzură, abia când trecea cenzura peste ea și mai rămâneau din 18 pagini, îți mai rămâneau 3, pentru că atâta te lăsa să publici. În care era opinia studențească la Iași, când apărea, odată la câteva luni, că atât puteau. Mamă, eram în cămin acolo și în cartierul studențesc, ne smulgeam ziarul unii de la alții pentru că mai găseai câte un fitil. Era Divertisul, care era în Iași, care era absolut senzațional. Eu n-am văzut niciodată după aia săli atât de pline, oamenii agățați de balcoane și de draperii, numai să poată să stea acolo, pentru că Divertisul avea șopârle și ei erau într-un fel, ce vorbeam mai devreme, supereroii noștri care ieșeau pe scenă acolo cu pieptul în fața gloanțelor și spuneau ceva care loveau în regim și te simțeai satisfăcut și împăcat că cineva a zis ceva despre asta. Te mai recorea. Da, și după ca și actorii săraci, la câte o piesă de teatru, că apă rece și apă caldă. Și după aceea au venit presa. Presa care dintr-o dată avea voie să spună, avea o satisfacție când vedeai cuvântul ăla tipărit, că ieșea acolo și spuneai, puteai critica fără să știi că vine Gestapo-ul și poliția politică peste tine, puteai să spui lucruri fără să vină să te ia Partidul Comunist să te întrebe, tovarășe,
cum îți permiți să ataci sistemul și Comitetul Central și pe domnul tovarășul președinte, puteai să scrii lucruri și să ieși pe stradă fără să, și să vorbești tare. Mie asta cu vorbitul tare în sensul că să nu mai vorbești în șoaptă. La mine în casă se vorbea în șoaptă mult și pentru că dacă aveam ceva de spus, nu mai avem mâncare. Da, dar nu vezi că n-au băgat ăștia nimic, marfă la magazin. Și tate făcea semnul, mai lasă. Vorbitul ăsta în șoaptă și semnul ăsta, mai încet, mai încet. L-am reîntâlnit în România cu groază. Acum câțiva ani am fost inclusiv la oameni pe care îi luam, oameni de afaceri, de exemplu, care aveau telefonul, intram în birou, bună ziua, aș vrea să luăm un interviu sau ceva. Era o discuție preliminară ca să stabilim despre ce va fi interviul, temele și ce aș vrea să aflăm. Și erau, să zicem, aveau telefonul pe masă și când începeau să vorbească, vorbeau cu mine și luau telefonul și îl băgau aici. Într-un gest natural, că dacă îl băgau, să zicem, se uitau la el și nu știau ce să facă cu el, nu, deja stabiliseră. Iau telefonul și îl bag aici. Era un gest reflex. Observații mișto. Deja știau ce au de făcut. Deci m-au îngrozit scenele astea, m-au îngrozit. Și semnul care se uitau pe sus așa și mai făceau un pic și făceau asta. Adică să nu poți vorbi tare după 30 de ani, 40 de ani de comunism. Da. Și să ajungi din nou aici, în care să nu mai poți vorbi în casă la mine, dacă Adi vrea să-mi spună ceva, care nu era ilegal, dar care putea să fie foarte grav dacă l-auzea cineva să considere că e un inamic al partidului sau, mă rog, al cui o fi fost. Și ne aplecam să spunem lucruri așa. Deci este anormal. Este anormal, așa este. Vin oameni la mine acasă, mai stăm de vorbă, mai discutăm, mai... Și tot așa, își lasă telefoanele în hol. Da. Deși nu discutăm să dăm lovituri de stat, nu să devalizăm, nu trâncănim. Da. Ne ascundem telefoanele la trâncănel, cum spuneai de discuț cu Adi în casă. Să sune lumea pe WhatsApp cu explicația că hai că e mai safe. Da. Cum? De ce? Sau ne sunăm pe telefonul normal și ce treci pe... Hai că te sun eu pe WhatsApp. Da, de ce? Că nu faci nimic. Pentru că suntem cam tâmpiți, dacă vrei să spun ce cred eu. Eu cred că suntem cam tâmpiți. De-aia. Pentru că dacă am spune tot ce avem de spus, îmi povestește Carmen, pe care o cunoști, soția mea, care este medic. Și zic eu, mă, dar uite, lumea zice că vaccinurile nu știu ce. Voi de ce nu faceți medici un front comun și să ieșiți cu niște comunicate să explicați ce să facem noi medicii, front comun? Păi zice, noi facem raportul de gardă și dacă discutăm dimineața la raportul de gardă câte canapele să punem în sala de așteptare, asta se transformă într-o discuție în care fiecare să arătăm cine e mai deștept și se termină raportul de gardă cu noi încăierați și fără să hotărâm câte fotolii, câte canapele punem în sala de așteptare. Eu cred că suntem cam tâmpiți, că nu spunem toți. Nu se poate. Cât mai mulți dintre noi ceea ce avem de spus cu orice risc, cu riscul de a spune o prostie și de a ne cere scuze după aia că am spus o prostie. Ăsta cu semnele astea pe care le știm toți. Dom'le, parcă sunt în ADN-ul nostru, Carmen. Păi cred că sunt, cumva. Cred că am stat prea mult cuceriți, cotropiți, îngenunchiați, furați. Au fost secole de istorie, ceea ce nu înțeleg cei din Occident când ne judecă atât de dur și de crunt. Noi am fost aici, cum se spunea, știi, la pauza Europei și peste noi au trecut toți cotropitorii. Noi cumva o trebuit să supraviețuim și cred că ni s-a părut de-a lungul secolelor că dacă, cum se spune, că nu știu dacă spunea cineva că e vorba doar la noi, capul plecat, sabia nu-l taie, că e o vorbă care e doar a noastră, a românilor. Probabil că au stabilit undeva că dacă ieși cu minte și le faci pe plac cotropitorilor, ai și tu o viață mai bună, reușești și tu să crești niște copii, să le dai să mănânce și speri că poate ăia care vin o să facă dreptate și o să fie liberi. Și cred că ultimii ani, ăștia care au fost ai comunismului și care au fost extrem de duri, în special ultimii 10, ne-au speriat foarte tare. Sunt oameni care și astăzi, deși au ajuns la 70-80 de ani, oameni foarte mari, foarte culți, care ar fi putut fi realizați în altă țară și să ajungă șef de stat sau în guvern, membri președinți de țări, de companii, oameni care azi la 80 de ani
încă mai vorbesc în șoaptă și încă nu-și permit să spună lucruri care li s-au întâmplat pe vremea lui Ceaușescu, de o spaimă. Cred că există în noi, în ADN, o spaimă pe care o purtăm cu noi, pe care probabil mulți nu reușesc să-și o explice, dar eu cred că este memoria colectivă care s-a adunat în noi și pe care o purtăm de la o generație la alta și cred că regăsim cu fiecare generație acest germene, această celulă în noi care ne face să acceptăm mai ușor abuzul și să găsim argumente pentru asta. Eu totuși nu înțeleg. Așa, e logic ce spui. Îmi place că sună și un pic patriotic, liniuță, înțelegător. Că vorbești cu milă. Te felicit. Vorbești cu milă și cu drag de poporul ăsta și e emoționant. Chiar și atunci când vorbești de niște defecte. Bravo. Te felicit. Mă uit la ăștia de afară. Sigur, pe ăștia nu i-au măcelărit turcii, tătarii, nu știu, s-au măcelărit ei între ei. După războiul de 30 de ani, deci războiul de 30 de ani a eliminat o treime din populațiile unor țări occidentale. S-au omorât ei între ei. Pe motiv de catolici și protestanți. Adică tot pe motiv, exact cum spuneai tu la începutul întâlnirii noastre, interviul nostru, exact cum spuneai tu, categorii întregi de oameni, domnule, trebuie omorâți. Iau această practică din Evul Mediu. N-a existat așa ceva. Rar români să omoare români. Rar s-a întâmplat. Și de regulă, că mă gândesc acum, românii au omorât românii în anii 50, români care nu mai erau români, că îi recrutaseră sovietici și erau, nu mai pot să mai spun că erau români, că nu s-au trezit niște români dimineața și au zis, hai să omorâm alți români, nu, s-au trezit niște români dimineața, au fost luați pe la Moscova, făcuți ca ghebiști, mama naibii ce le-au făcut, cum i-au tâmpit, cum i-au, și transformați în criminali. De-aia spun că eu nu prea înțeleg de ce nu avem și noi nițel mai mult curaj, dar mă rog, nu o să tranșăm noi problema asta acum. Carmen, ai copilărit, ai crescut, te-ai format într-o zonă minunată a țării astea, în Maramureș, în Vișeul de Sus. Ai povestit într-un alt interviu, tot așa caldă și emoționat, și sunt format așa cum sunt pentru că m-am format într-un mediu multicultural, sună în limbaj de lemn, multicultural. Adică o grămadă de copii de toate, de toate culorile și de toate credințele și de toate... Cum s-a așezat asta în tine? Cred că mi-a deschis foarte mult mintea. Pentru că am învățat foarte mult de la prietena mea, cea mai bună, care era unguroaică, de la colegii mei de clasă, care erau 90% dintre ei nemți, de la romii pe care îi aveam în școală și care erau simpatici. Și nimeni nu-și punea problema atunci, ăsta e rom, ăsta e ungur, ăsta e... Eram în grupul nostru de prieteni, eram câteva zeci de copii. Împreună mergeam cu Sania să ne dăm pe derdeluș iarna, împreună mergeam cu patinele pe stradă, împreună mergeam la film, aveam serbări împreună. Era o atmosferă foarte bună pentru că aveam contacte interumane foarte dese, adică nu puteai altfel, eram acolo cu toții, sub aceeași nenorocire, încercam să creștem, să ne formăm în aceeași lume și să-i ținem piept și să ne facem viața cât mai bine și ne iubeam unii pe alții. Și asta mi-a deschis cumva mintea și m-a făcut foarte curioasă despre lumea care se afla în afara granițelor României. Eu am visat primul meu sfert de... prima mea jumătate de viață, am visat în continuu să văd ce e în afara granițelor României. Pentru mine era România și în rest o pată albă, pentru că puteam doar să-mi imaginez din poveștile celor care se întorceau ce se întâmplă afară. Nu știam nimic, da. Și am vrut foarte mult să văd ce se întâmplă și să întâlnesc cu oameni. Și asta mi-a folosit în jurnalism, pentru că
Cred că e o slăbiciune, dar și un punct foarte bun al meu ca jurnalist, deci au fost ambele, faptul că înțeleg oamenii. Cum spuneai, i-am înțeles și pe cei din stradă, am încercat să-i înțeleg și i-am înțeles, care cereau să moară Antena 3. Am înțeles de ce reacționează așa, am înțeles și spaima de dincoace, am înțeles și ce se întâmpla acolo sus, am înțeles și ce se întâmpla afară, am înțeles pe toată lumea. Și dar ce n-am înțeles niciodată este de ce eu trebuie să sufăr după 24 de ani de teroare în comunism, de ce trebuie să sufăr din nou? Când eu nu vreau decât să trăiesc și să-mi fac meseria. Asta am revenit la de ce am plecat. Dar faptul că am trăit acolo, în Maramureș, între oamenii absolut extraordinari, m-a ajutat să văd lumea cu ochii omului avid de a cunoaște și cu ochii omului care vrea să înțeleagă și vrea să se adapteze și după ce înțelege și se adaptează la nou, să poată să povestească și altora. Și pentru mine poveștile pe care le-am acumulat prin această curiozitate pe care, din spre norocul meu, am reușit să mi-o satisfac atâția ani, am reușit să spun povești care poate uneori au fost interesante prin detaliile pe care le-am descoperit încercând să înțeleg cine sunt oamenii ăștia la care... Excelent! Tu ai descoperit în felul ăsta, așa mai pe scurt spus, că fiecare om poate avea o poveste formidabilă. Da. Poate avea o cutiuță umplută cu niște chestii extraordinare. Foarte frumos, așa este. Dar n-am cunoscut niciun om care să n-aibă o poveste demnă de spus. Și eu, din punctul ăsta de vedere, te înțeleg foarte, foarte, foarte bine. De ce? Uite așa, aici, în Bucureștiul ăsta nenorocit, am trăit între... La școala generală, am mai povestit asta, pe care am făcut-o eu, așa s-a nimerit să vină copiii refugiaților cilieni și mexicani comuniști care au fugit după lovitura de stat a lui Pinochet din Chile și, mă rog, și după evenimente de același gen din Mexic, am avut colegi cilieni mexicani. Pe de altă parte, se mutau, veneau de la studii de la Moscova, ofițeri români, la mine în cartier, în blocurile unde am stat eu, cu neveste rusoaice și cu copii ruși. Copii care am crezut eu, Colea, Ivan, de ăștia. Cosmopolit. Da, tot lângă școala asta generală pe care am făcut-o era ambasada Mongoliei și atunci am avut pe colegul Țețen, mongol, puști mongol. Și exact asta am descoperit și eu. Dom'le, ei erau fabuloși, deci erau mici ferestruici către lumea asta, adică mă împrietenam cu ei numai ca să deschid așa ferestru, numai ca să erau și simpatici. Deschideam ferestruica. Se duceau vecinii mei ruși în vacanță la mătușile bunicilor ce aveau prin Uniune. Așa se numește, în Uniune, am fost în Uniune. Și povesteau și ce povesteau. Îți dai seama, veneau cu niște bomboane amărâte de alea rusești. Aveau unii, se păreau că sunt Toblerone aduse din Italia. Da, într-adevăr, un om, o poveste. Foarte frumos. Cu asta. Liceul pe care l-am făcut după aia a fost liceul Matei Basarab, cartierul evresc, cu colegi evrei, armeni, machidoni. Da. Și nu aveam nimic unii cu alții. Nu. Faptul că veneau unii dintr-o dictatură și alții dintr-o democrație, da, nu însemna absolut nimic. Nu însemna nimic. Erau oameni și fiecare cu caracterul lui și cu destinul lui, dar în esență niște oameni în care căutai frumosul și reușeai să te și îmbogățești. Da, da, da. Ai spus undeva o vorbeai de propriile tale îndoieli. Că ai momente când ai îndoieli în ceea ce privește credința. Și vorbind despre aceste îndoieli ale tale, sper să-ți amintești și să dezvolți un pic, tu ai spus o poveste extraordinară. Ai spus că la un moment dat ai vorbit despre un evreu care la stop a avut o revelație. Da, da, da. Ce s-a întâmplat? Deci, mi-am dat seama că e ceva acolo, dar nu mi-am dat seama ce. Da. Apropo de oameni, acolo e o poveste. Domnul respectiv era un israelian și era un tip pe care, când l-am cunoscut, nu m-a frapat ca fiind bogat sau fiind fancy sau fiind din lumea bună. Era un tip, avea un tricou rupt pe el, niște pantaloni lăsați așa, adică n-ai fi spus că are niște milioane, că ceea ce avea. Da, avea niște milioane, avea propria lui companie, dar în același timp el era cel care stătea la cameră atunci când făceam transmisii din Israel către România.
Și m-am prietenit cu el și m-am reîntâlnit după 6 luni, m-am dus iarăși în Israel și l-am întrebat ce am mai făcut în ultimele 6 luni. Și el mi-a zis, Doamne, mi-ar trebui să scriu un nou volume ca să-ți explic ce mi s-a întâmplat mie în ultimele 6 luni. Și am stat cu el la o cafea și mi-a povestit că zicea, uite, eu sunt un om foarte fericit, am acasă, nu mai știu câți copii avea, 6 sau 7, ceva de genul ăsta. Și într-o dimineață m-am trezit și în timp ce le făceam sucul de portocale copiilor, mi-am dat seama că sunt foarte fericit. Și dându-mi seama că sunt foarte fericit, am început să mă sperii că aș putea să pierd fericirea asta, oricând. Da. Și în secunda aia mi-am hotărât să nu mai ies niciodată cu mașina fără să-mi pun centura de siguranță. Asta a fost primul pas. Am pus centura de siguranță și mergeam acum și eu regulamentar ca tot omul la lucru, pentru că îmi dădeam seama că altfel poate să mi se întâmple ceva și să pierd ce am acasă. După o vreme mă duceam la o întâlnire de afaceri și undeva în Ierusalim am oprit la un semafor. Și prin fața mea au trecut pe trecerea de pietoni câțiva ultraortodoxi, cei care au pălării și sprâncii. Și gote și pălării. Da, și tărciunea aia încrețiți, așa, pe care nu mulți israelieni iubesc. Și, da, că îmi fac mișto de ei. Da, da, și da. Șmulic, israelianul despre care vorbeam, avea tot așa un soi de dispreț, pentru că se spune despre ei că nu țin cu Israelul uneori, că nu vor să muncească, mă rog. Și avea la rândul lui un dispreț față de ultraortodoxi. Și se uita ca atare la cei care traversau strada și spunea minte, ia uite și pe ăștia. Și le-a zis cuvântul în ebraică, ultraortodox în ebraică, nu mai știu exact cum se spune. Și pronunțând cuvântul, și-o dat seama că cuvântul ăla derivă din verbul a crede. Da. Și-o înțeles atunci că și ei sunt ca el. Și el e ca ei pentru că și ei cred în ceva și el crede în ceva, nu neapărat în Dumnezeu, dar crede în familia lui, în meseria lui, își face toate astea cu pasiune și că, deși n-au aceeași credință, sunt la fel. Și în secunda în care au realizat asta, o simțit, după cum explică el, că îl trece un fulger pe care o simțit aici, din vârful capului, așa până în stomac, s-a cutremurat și zice, și în secunda aia am știut că acela, sentimentul ăla, a fost Dumnezeu care mi-a arătat că există. O revelație. Da, asta da. E. Da. Și zice, da. Între timp se făcuse verde și eu tremuram la semafor acolo, cu volanul în mâini, și mă gândeam eu ce fac și în spate, dacă știi Israelul, toată lumea, dacă ai plecat în prima secundă la semafor, încep cu claxoane și deci nu mă interesa absolut nimic, absolut terminat de revelația pe care o avusesem și m-am uitat așa în sus spre Dumnezeu și am zis, Doamne, și acum eu ce să fac, că nu știu, că nu s-o obișnuit. Și neștiind ce să fac, zice, m-am dat jos din mașină și m-am așezat în genunchi pe stradă și am zis, bine ai venit, Doamne, în viața mea și iartă-mă că n-am fost cu tine până acum. Și după aia am rămas așa și iar neștiind ce să fac, că eram foarte nou în treaba asta, deci m-am suit înapoi în mașină și m-am dus la întâlnire unde am întârziat. Și unde n-a fost bun de nimic, probabil. Da, și zice, și s-a uitat aia la mine și aveam tot numai praf pe pantaloni, pe costumul meu cel nou și am zis că am avut o defecțiune electrică și am întârziat. Și zice, și din ziua aia au început să mi se întâmple lucruri. Lucruri pe de care... fapt, îi se întâmplase și până atunci, dar din ziua a început să le vadă. Da. Oameni providențiali care apăreau când își dorea, adică... Vedea târgurile. Da. Și asta e una dintre cele mai puternice povești. Mă rog, am uitat detalii pe traseu, că mi s-a întâmplat acum foarte mulți ani, dar... S-a dumirit. Știi, era când Naia Ionescu l-a luat asistent pe Petre Țuțea, la Catedra de Metafizică. Și Petre Țuțea, până pe la 21-22 de ani, era cabotin. Și spunea că el e ateu și prosovietic și prostii de genul ăsta. Așa. Și într-o zi se duce la Naia Ionescu, așa transfigura și îi spune, domn profesor, nu mai sunt ateu, am înțeles. Și Naia Ionescu îi spune, băi, Petrache, n-ai înțeles, bă, te-ai dumirit. Așa și cu evreul nostru. Se dumirise, a început să vadă. La Ierusalim, nu oriunde. Poftim? La Ierusalim. Da, la Ierusalim.
Asta mi-aduce aminte de o... Frumos ai povestit, mi-aduce aminte, am fost și eu la locurile sfinte, m-am făcut hagiu și am avut un ghid, un profesor de istorie, mai în tinerețe fusese personaj pe placul meu, colonel în armata israeliană, tip înalt, făcut așa și miștocar, flegmatic. Și când ne apropiam de cartierul ăsta al evreilor ultra-ortodoxi, ei stau într-o zonă a Ierusalimului și îmi spunea mie, acum intrăm în Texas. Și eu nu înțelegeam, zic, cum, de ce în Texas? Păi, sunt aia cu pălării mari. Și zic, și nu sunteți cam răutăcios? Zice, nu, îi prefer ateilor. Adică făcea mișto de ei, îi lua peste picior, dar a ținut să prise, îi prefer ateilor. Da. Până te bat cu pietre. Da, că treci pe strada lor. Asta nu e o legendă? Asta nu e o legendă? Că da, am trecut pe acolo, nu? De două ori am pățit. Vineri în Ierusalim, când începuse șabatul și ne-au găsit pe strada lor plimbându-ne și au început să arunce după noi cu pe tot bune, n-ai voie nici să te plimbi? Nu, pe strada lor nu-ți permit ei să te plimbi pe acolo. Și odată într-o colonie, într-o așezare de asta din teritorii, din teritoriile palestiniene, în care trăiau palestinieni și israelieni, și israelienii care trăiesc acolo sunt foarte, foarte, foarte credincioși și ne-au văzut că filmam, era tot într-o vine. Așa, să-i muncă. Da, și-au aruncat cu niște bolovan după noi, dar nu știu cum am scăpat. Bine, ne-au stricat un pic mașina pe care o închiriaseram. A, pe bune, deci nu numai să te arunce, să te și lovească dacă se poate. Sigur. Păi asta deja e imbecilitate. Asta nu mai e credință. Cred că sunt extrem de duri, pentru că la ce a trăit poporul ăla... Eu, apropo de supereroi, eu am o mare admirație și întotdeauna m-au plăcut cei din armata israeliană, pentru că sunt dârși și au genul ăla de patriotism real, autentic. Așa e. Sigur, după 2000 de ani de târnoseli, săracii de ei nici n-au avut încotro. Dar să alungi cu bolovan după o fetișcană care muncește, mi se pare chiar prosteală în toate regulile. Mi s-a părut fan, mă rog, mi s-a părut fan pentru că nu m-a atins. Pentru că nu ți-a venit un bolovan în cap, da. Tot ghidul ăsta mi-a explicat că am mers și eu, am văzut zidul plângerii. Recunosc că nu știam ce e cu zidul plângerii, știam că e un loc al lor de rugăciune. Și l-am întrebat, dar ce e cu? Păi, dar zice, uite, aici veneau, ăsta era zidul. Și zice, ei vreau de fapt să se roage la templu, dincolo de zid, dar nu erau lăsați să ajungă acolo. Și atunci se apropiau cel mai mult și cel mai aproape era zidul ăsta. Dom'le, să auzi o chestie ca asta? 2000 de oameni, niște oameni să fie... 2000 de ani, niște oameni să fie împiedicați să se roage? Da. Adică, da... S-au schimbat foarte mult, inclusiv istoria recentă i-a schimbat foarte mult. Și mi-amintesc când erau foarte multe atentate, îmi povesteau oamenii de acolo că aveau copii care nou născuți, care înainte să înceapă să plângă, imitau sunetul sirenei, pentru că auzeau sirene de salvare foarte des. Mamele. Sau reacții, ascultau, se opreau toți din mâncat sau din ce făceau și ascultau dacă după prima sirenă mai vine o sirenă. Da. Atunci știau că sigur a fost un atentat și puneau mâna pe telefon și începeau să-și sune rudele, să vadă dacă sunt în regulă. Adică e o țară foarte încercată, dar sunt niște oameni care le permit copiilor să facă absolut ce vor ei de când sunt mici, pe ideea că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Adică e crunt să trăiești așa. Și de asta, dar și ei nu-și permit prostel de-astea, băiatul lui mama, fetița lui mămică, asta e și nu. Îi trimit la armată, îi transformă în niște supraviețuitori, în timp ce țările astea europene, și aici intru un pic așa pe marotele mele și pe spaimele mele, noi trebuie să fim transformați în niște legume. Nouă ni se desfințează serviciul militar obligatoriu. Băieții noștri, te uiți și tu pe stradă, nu? Și vezi pe bărbății ăștia de 20-22 de ani epilați și cu unghiile făcute. La ei nu vezi așa ceva. În fine... Armata te transformă în bărbat. Nu știu de ce Dumnezeu nu mai putem să avem și noi armata. Păi de că nu mai avem nevoie de bărbați. Ăsta e unul din motive. Nu am absolut nicio îndoială. Istoria în școală trebuie să devină o materie de neînțeles. Trebuie să dispară sentimentul că suntem români, trebuie să dispară sentimentul ăsta de... Și trebuie să dispară bărbații. Uite-te, Carmen Dragă, la toată perioada aia nenorocită,
aia a Gestapo-ului, a DNA-ului, clonat pe SRI și invers, care au fost magistrații care au făcut puțină gură? 3-4 femei, niciun bărbat. 3-4 femei, 3-4 femei, atât. Dana Gârbovan, încă câteva, să mă ierte cele pe care nu le... Restul, nu, nu. Am spre durerea mea, asta e o foarte mare durerea mea. Am avut prieteni, magistrații, prieteni buni, prieteni nu cunoscuți, prieteni, făceam vacanțe împreună. Au dispărut, nici eu nu i-am mai sunat, că mi-am dat seama că au dispărut, că o prietenie cu un jurnalist da. Le făcea și rău. Și eu am pierdut prieteni da. Atunci. Da. Ai fost, relatat din, ai relatat din zone de front. Ai fost jurnalist, ai fost în Afganistan, ai fost în zone nenorocite. N-ai avut încotro sau ai căutat-o tu? Nu, am vrut foarte tare. Deci, de ce? Pentru, de ce? Puteai să mori. A fost o întâmplare ca și cu presa. Că în timp ce eram la ProTV, am cunoscut pe cineva de la ambasada israeliană, care îmi spunea că în toamnă o să pregătească un grup de jurnaliști pentru Israel și dacă vreau să merg, și am zis că da. Și ajungând acolo și începând să înțeleg, a început să mă intereseze foarte tare și ulterior să mă fascineze. Iubesc zona Orientul Mijlociu și în special Israelul, pentru că sunt oameni care și-ar da și nu numai că și-ar da, ci chiar își deau deseori viața pentru țara lor, pentru țara lor, adică e important de subliniat. Da, da, da. Și nu știu, îmi lipsește asta în România, că în afară de puțină armată pe care o trimitem, cum citeam acum de curând un text al unui domn, ne trimiteți să luptăm în altă parte și spunându-ne că e pentru binele țării noastre. Da, da, și ostașii noștri păzesc plantații de hașiș. Da, și în afară de armata asta mică pe care o mai avem și de oamenii care sunt în uniformă, nu știu dacă mai există mulți care să înțeleagă ce înseamnă să mori pentru țara ta și să știi că murind îți salvezi țara. Sigur și iubesc patriotismul ăsta israelian, iubesc relațiile interumane, felul în care se desfășoară ele în Israel, deși la prima vedere ai putea să crezi că nu se înțeleg unii cu alții, că le place foarte mult să fie scandal în jur și zgomot și să se certe, nu e adevărat, au niște relații interumane foarte interesante, nu există om care să nu respecte vinerea și sâmbăta, când e în special cina de șabat de vineri seară, toată lumea mănâncă în familie. Și crezi, nu crezi, ești acolo în familie, îți respecti niște tradiții. La mine nu mai există obiceiul ăsta de a duminica la prânz, după liturghie, să stăm toți la masă. Da, și iubesc felul în care își canalizează creierele care nu pleacă din țară, sau mă rog, pleacă dar un număr foarte mic și le-au canalizat spre zonele spre care se pricep, ele au o mare capacitate și în a selecta tinerii și ai direcționa exact spre domeniul în care sunt foarte buni. Da. Nu scot locuri la facultate cu duiumul, că la tot felul, de la medicină, la astrofizică, la nu știu lor, ce. Ei au și șansa că lor nu le face niciun program, nici Bruxelles, nici Departamentul de Stat al SUA. Programul lor este țara lor și când trăiești într-o țară în care ești înconjurat de dușmani sau de potențial dușmani, da, înțelegi bine că... Exact. Nu e de glumă și nici nu n-ar prinde nicio propagandă de asta, nu, cum am mai văzut la noi, o tânără care nu prea mai e tânără și o fată cu carte, o femeie cu carte, o arhitectă care spunea că toate relele și că toate nenorocirile astea vor dispărea când vom renunța la familie și la credință. Doamne, păi, probabil că dacă te apucă o declarație de asta pe acolo, pe meleagurile, vine o salvare, te ia și te internează la nebun. Ăla este locul tău. Dar noi cum instinctiv se naște dintr-o ființă umană, legătura dintre el și ființa aia umană este indestructibilă, oricât ar căuta să se îndepărteze de ființa aia. Da. Există o legătură pe care nu mai poți desface. Rătăcel, e în ființa noastră să trăim. Omenirea a mai văzut rătăcelile astea. Din nenorocire, rătăcelile astea de-a lungul istoriei s-au soldat și cu milioane de morți. Ești parlamentar european, lucrezi într-un mediu elegant, te duci frumos îmbrăcată la birou,
ai un aparat întreg care, de care să te ajuți, nu știu, mănânci bine, miroase, și în closetele de acolo miroase frumos, a Chanel, este minunat acolo. E de vreun folos ce se întâmplă acolo? Ar fi de mare, mare, mare folos dacă am ști să folosim ce se întâmplă acolo. Eu cred că nu foarte multă lume înțelege că noi nu mai putem fi conduși de un personaj sau de un grup de la București. România, ca toate celelalte state din Uniunea Europeană, trebuie să se ghideze după legislația europeană. De aceea, trebuie să avem grijă ca țară, ca legislația europeană, să nu atingă neplăcut desfășurarea activității și vieții noastre să în România. Împotriva, da. Să nu fie împotriva noastră. Ei, da, eu am această mare problemă, de exemplu, cu actualul guvern. Nu pentru că sunt din PSD, deși probabil că fiind din PSD mi se întâmplă asta. Eu sunt, atâta cât pot eu, un om care își dorește să facă, să-și ridice țara și să facă ceva bine pentru țara lui. În condițiile în care eu lucrez la niște dosare care sunt foarte importante, cum e cel pe păduri, de exemplu, pe care l-am terminat acum și care o să se voteze curând, și trimit în țară mail-uri și solicit Ministerului Mediului și Guvernului în general să mi se dea indicații ce anume și-ar dori să ce facem pentru a trece în acest dosar. Așa cum se... Da, așa. Eu cred că nici l-au deschis. N-am primit niciodată răspuns. Poate-i trimite, cum să le uite și eu, poate-i trimite și președintele României, Klaus Iohannis, să vorbească cu finul lui, ăla care despădurește Ardealul. Da. Poate-i trimite și lui, nu trebuie să-mi răspunzi nimic. Nu, doar că mi-am dus aminte de o scenă foarte, foarte neplăcută. Pentru mine, într-un episod extrem de neplăcut, am participat la o emisiune cu o televiziune străină, care m-a umilit îngrozitor pentru că televiziunea în cauză venise cu lecțiile gata făcute, pregătită de tabăra care știe cum să comunice și să pregătească. Și așa, de ochii celorlalți probabil, sau, mă rog, invitase și pe cineva care este acum mare consilier la guvern. Și în timpul emisiunii, în care au avut grijă doar să-l omoare pe Dragnea, dar nevrând să afle despre România. Mă rog, a fost o minciună, mi-au spus că vor să vorbească despre evoluția României de la Revoluție încoace și nu s-a vorbit decât despre Dragnea. Televiziune străină, da? Care transmitea în toată lumea. Și n-am înțeles pe cine din Africa de Sud, de exemplu, îl interesează foarte tare Liviu Dragnea. Dar în timpul discuției a venit vorba despre păduri. Și eu am spus că problemele grave au început din 2003, când a apărut compania Schweighofer. Am vrut să spun care este acuzată astăzi că a măcelărit pădurile. Și l-am auzit pe domnul consilier liberal făcând... Și am întrebat ce? Eu nu știu de unde e meteahna asta să dați vina pe companii străine că au făcut. Ce dovezi aveți că compania Schweighofer a făcut? Deci am rămas fără... Da, n-am mai știut ce să spun. Român de-al nostru. Da, și acești oameni care ne conduc, indiferent care sunt ei, da, acum vorbim despre ăștia pe care îi prind eu în mandatul meu, ar trebui să țină spatele europarlamentarilor lor, indiferent din ce partid vin și ei. Țării, bă. Da, țării, pentru că asta se întâmplă la toate celelalte țări, toți colegii mei din Italia, din Spania, sunt de oriunde ar veni. Brusc solidari? Da. Când e vorba? Indiferent de cine e la guvernare. Da, da, da. Și, de exemplu, uite, un exemplu clar. E toată campania asta și toată strategia asta cu Green Deal, care trebuie pusă în aplicare neapărat pentru că altfel ne omoară natura. Unde trebuie să reducem poluarea și să luăm tot felul de măsuri și să nu mai încurajăm marile vehicule consumatoare de energie care poluează. Și în această campanie, o țară care are ieșire la mare face presiuni să îi se permită să finanțeze crearea de mari vase maritime pentru pescuit. Și nu se ridică nimeni să-i spună, stai un pic că noi ne pregătim de Green Deal, vasele alea tale, ale tale pentru pescuit, alea mamut,
distrug fauna din mare. Deja o distrug, dar veți continua să finanțați și să-l faceți și mai mari, veți nenoroci mările, nu vom mai avea pește să mâncăm. Se poluează din cauza acelor nave. Nu se vorbește despre asta, pentru că e un stat mare, care are ieșire la mare și care are nevoie să-și încurajeze industria. Toți europarlamentarii au știut să-și facă lobby, astfel încât să se vorbească foarte puțin despre ceea ce cer ei. Noi nu suntem în stare să facem asta. Da. Nu suntem în stare să susținem de la București 30 de oameni, 32 de oameni, 33, cât suntem acum de acolo, și atunci când este o situație gravă, să le spui, să-i chem pe toți 33 și să le spui România și are nevoie de asta. Da. Și toți am fi, toți am fi. Dar dacă tu nu-mi răspunzi la mesaje, dacă tu nu-mi răspunzi la mail-uri de 6 luni de zile, nu-mi răspunde nimeni la niciun mail, pe nicio temă, eu n-am pe nimeni în spate. Oamenii ei au guverne în spate, care îi susțin, care îi promovează, care fac presiuni la alt nivel. Cum pot eu, europarlamentar român, să lupt pentru țara mea dacă guvernul țării mele... Nu-ți dă muniții. Da, și nu e acolo. Și nu e prezent și nu... Atunci când ajunge în summituri, nu bate cu pumnul în masă cum bate Austria, cum bate Olanda, cum bate Danemarca și cum bate Suedia, cum s-a întâmplat la ultimul summit, când ei au venit, aceste 4 țări, li s-au promis o sumă și au plecat de acolo cu sumă mult mai mare. Noi am plecat cu ceva și ne-am întors cu sumă mai mică pentru că s-au tăiat din fonduri. Pentru că noi n-am fost în stare... Întâi să batem cu pumnul în masă și, în al doilea rând, să facem front comun cu Polonia, cu Cehia, cu Ungaria, cu Bulgaria, să se vadă că există... Păi ăștia acum, ăștia sunt fumătorii. Nu, noi vrem să fim mai catolici decât papa. Noi suntem singuri. Sigur că e zdrobitor pentru mine. Cum adică, cum să fie alături de Polonia și de Ungaria? Că te iau deontologii la ture pe aici, prin România. Ce cauți? Da, toate sunt, țările fac front comun atunci. Și ce dacă când e nevoie, ele toate sunt acolo. Nu poți să iei întotdeauna numai ce ți se dă. Trebuie să și lupți pentru interesul țării tale. Acum vor să elimine gazul în cadrul acestui Green Deal. Vor să elimine, să renunțăm la gaz și au vrut să renunțăm și la energia nucleară. Și tu cu ce rămâi în țara asta? Și cărbunele. N-am văzut o presiune să vină. Singurii reprezentanți a României de la Bruxelles, poate ei țin legătura, Au ținut legătura cu noi și ne-au explicat, uite, noi trebuie să votăm în felul ăsta, dar ca să votezi în felul ăsta, ai nevoie de aliați. Dacă tu, la nivel de guvern, nu-ți faci aliați prin vizite, prin discuții bilaterale, prin, nu știu, un telefon de curtoazie dat cuiva, din când în când, doar ca să ții legătura și să spui, bă, uite, vine un vot care e crucial. Da, vine un vot crucial. Nu poți să-mi iei energia nucleară. Că dacă ne iei și cărbunele și gazul, noi am băgat în infrastructură o groază de bani, nu poți să ne iei gazul acum. Și norocul nostru a fost că s-au nimerit pe același interes și Polonia. Mai multe, datorită nouă. Asta e o întâmplare, știu. Da. Carmen, departe de a fi epuizat ceea ce aveam să vorbim, am epuizat în schimb cu jumătate de oră, ora. Dar sigur, de ce să-ți pară rău? Nu, aici norocul cel mare la televiziunile astea online, prețios spuse, televiziuni. Nu ne ceartă nimeni, nu intrăm peste timpul nimănui. Îți mulțumesc din suflet. Să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși și veseli și să avem ceva mai multe lucruri frumoase de povestit și de citat. Să rămână, să ne vedem sănătoși. Îți mulțumesc din suflet. Și să ne iubim mai mult noi pe noi, pentru că merităm. Așa să ne ajute Dumnezeu. Îți mulțumesc din suflet.